Salut! Numele meu este Alexandru Dițu și sunt reporter pentru Student TV, o emisiune deținută de Global Confederation of Romanian Students. Iar alături de noi astăzi vă avem pe Andra Minculescu. Ea este o studentă din Olanda și am să îi pun câteva întrebări legate de viața din Olanda. În primul rând, am să încep cu o întrebare destul de firească. Ce studiezi în Olanda, Andra? Eu sunt studentă la Inteligență Artificială la Universitatea din Groningen. Ok, și cât de greu ți se pare studiul în Olanda față de România? Presupun că ai prieteni cu care ai discutat și ați schimbat așa păreri. Cum ți se pare în Olanda? Păi nu pot să generalizez cu totul cum este în România, pentru că am auzit foarte multe păreri diferite. Depinde de facultate, de la Politehnică, la Medicină, la AS. Sunt păreri împărțite, așa că a zice că într-adevăr față de unii oameni care am discutat, am mai mult de muncă, ar putea să fie puțin mai greu, dar e munca aplicată, adică nu simt că fac ceva, pierd vremea cu învățând. Mi se pare că cu cât petrec mai mult timp, cu atât înțeleg mai bine, cu atât fac mai multe chestii practice și da, ar putea să fie să te gândești că e puțin mai mult de muncă, pentru că avem mai multe assignment-uri, din cât am observat, săptămânale și asta dă o senzație de un workload destul de încărcat. Dar, de fapt, dacă te gândești mai bine decât să contezi doar un examen la final, mi se pare că așa te asiguri că înveți cât ar trebui și că nu rămâi în urmă înainte de examen și te apuci cu o săptămână înainte. Am înțeles. Și în ce an de studiu ești? Eu sunt în al doi. Și câți ani vei mai face? Încă unul, dacă totul merge bine. Deci 3 ani total, da? Da. Am înțeles. Și aș vrea să te întreb, care a fost motivația din spatele alegerii făcute de a veni aici? E un pas destul de mare și aș vrea să știu ce te-a împins în direcția asta. Păi, cam din liceu mi-am pus în cap că vreau să plec și mama mea m-a încurajat mai ales să optez și pentru afară, să văd care sunt oportunitățile. Și întâi am explorat toate târgurile de universități din afară și din România, m-am interesat. Și am început, m-am interesat și de America, și de Anglia, și de Olanda și într-un final am hotărât că este o oportunitate extraordinară să plec în afară și am ales Olanda pentru că am hotărât că voi urma inteligența artificială și programul de aici era unul dintre cele mai bune din Europa, acum am hotărât că voi rămâne în Europa. Am înțeles. Și care a fost prima ta reacție când ai ajuns în Olanda? Ce ți s-a părut că ies în evidență față de România? Mi s-a părut, în primul rând, Groningen, un oraș foarte verde, oamenii foarte prietenoși, plin de studenți. Asta a fost prima mea reacție, n-a fost și neapărat academică, că am venit cu vreo săptămână, două înainte să înceapă școala, dar când a început, era facultatea, totul era foarte diferit, nu am nicio idee cum va fi la facultate. Mai auzisem, dar, practic, eram foarte curioasă cum vor decurge lucrurile. Dar am fost foarte bine organizați cu totul și da, orașul, nu știu, mi-a plăcut foarte mult. M-am simțit de parcă eram într-o vacanță la început, prelungită, frumos undeva și nu mă simțeam de parcă m-am mutat acolo, ceea ce mi-a plăcut, dar după m-am și obișnuit cu ideea și tot foarte frumos a rămas. Am înțeles. Și a fost greu să-ți găsești un loc unde să stai cu chirie, un acoperiș deasupra capului? Poate fi complicat, dar eu am optat spre că mine îl recomandate de facultate și în Olanda au această platformă sau companie, nu știu exact ce este, SSH, și am un lanț de cămine și mi-a fost destul de ușor. Am și aplicat în primul an, prin aprilie, și mi-am găsit o cameră fix pe cea pe care mi-am dorit-o, n-am avut probleme. Dar în anul 2, într-adevăr, când nu puteam să stau la același cămin mai mult de un an, pentru că așa sunt legile lor, la acel cămin, să stea numai oamenii din anul 1 sau din primul an de master, doar un an. Și m-am uitat pentru o cazare în privat undeva, să închiriez un apartament cu mai mulți prieteni, dar era foarte complicat și totuși mi-era greu să mă despart de ideea de cămin, așa că mi-am găsit o cameră într-un cămin privat, care tocmai s-a deschis anul acesta, deci am avut destul de mare noroc și nu a fost deloc complicat să-mi rezerv o cameră acolo. Da, deci dacă te uiți din timp, nu ai probleme. Da. Și cât de greu ți s-a părut să-ți faci prieteni noi? Sunt mulți români plecați în străinătate? Ai întâlnit mulți români?
Da, clar, este o comunitate de români foarte mare, mai ales în Groningen. Și clar, cu românii, na, e cam imposibil să nu găsești prieteni români dacă îți dorești, mai ales. Și da, dar nu, doar nu toți oamenii sunt foarte prietenoși, toți oamenii vor să-și facă prieteni, asta e un lucru foarte important și mai ales dacă stai la cămin, sunt peste tot oportunități să socializezi cu cineva, unde te duci, dai de studenți, intri în vorbă și cunoști oamenii, toată lumea în aceeași situație ca tine. Am înțeles. Bine, Andra, aș vrea să-ți mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi și aș vrea să mulțumesc celor care vizualizează acest videoclip pentru atenția acordată.